celula 24. Cred că se vede foarte clar și bine aici. Să vorbim despre ființa umană. Oare de ce un om ia viața altui om? Oare până unde l-a adus? În ce punct încât el nu mai poate să rabde, îl face să ia viața celuilalt? Dar cel mai bine ar fi să vorbesc cu o doamnă pe care o să o vedeți imediat și pe care eu am rămas surprinsă de inteligența acestei doamne. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru că vreți să stați de vorbă cu mine. Aș vrea să luăm două scăunele să ne așezăm aici, ca să ne fie mai ușor să nu stăm în picioare. Uite, să nu fie niciun fel de problemă la pază. Eu o să închid aceste uși, pentru că așa este normal. Nici nu știu de ce trebuie să... uite că am reușit să închid ușa. Gata. Haideți să luăm noi loc. Aș vrea să vă spuneți dumneavoastră mai întâi numele dumneavoastră. Mitru Haiduc Smaranda. Doamna Smaranda, pot să vă spun așa? Da. De unde sunteți deloc? Din Târgu Mureș. Din Târgu Mureș. Acolo v-ați născut? Da. Ce vârstă aveți acum? 52. Mulți înainte. Mulțumesc. Eu vă doresc și nu vă doresc aici. Vă doresc în libertate să îi petreceți pe restul. Asta nu se știe niciodată. Nu se știe. Asta, deci, viața v-a făcut să ajungeți la această concluzie. Viața te învață multe. Haideți să începem cu ceva ce aș vrea eu să transmitem telespectatorilor. Nu vreau să vorbim despre, am înțeles, sunt două crime, da? La dumneavoastră. Da. Vreau să nu vorbim, cel puțin pentru moment, despre aceste două crime. Vreau să vorbim despre dumneavoastră. Ce ați făcut dumneavoastră înainte să fie prima infracțiune? Ce fel de om erați? Cred că am făcut tot ceea ce fac în general toți oamenii. Adică iau de la viață și dau vieții. Viața mi-a oferit o familie și atunci am dat și o familie ceea ce trebuie să dai. Înțelegere, iubire, ajutor, mă rog, și baza materială cât se poate pentru fiecare, pentru că asta e. Nu avem... Nu avem. Aici nu există. Nu ai bani, nu poți să trăiești. Asta e. Nu e chiar așa. Nu, poți să zici, nu muncești, nu ai din ce să trăiești. Poți să mă leg așa. Este adevărat. Nu. Nu? Poți să ai bani și să nu muncești. A, invers se poate, am înțeles. Am înțeles. Bine spuneți. Bine spuneți. Nu, aici este vorba că nu eram un om care să tind spre niște culmi extraordinare. Nu aveam nevoie de a fi băgat în seamă de nimeni și de a... Hai să spunem să fiu un VIP, indiferent că este vorba de lumea normală, așa zisă normală, și cea a infracționalității. Deci astea două lumi sunt diferite și totuși se aseamănă foarte mult una cu cealaltă. Noi cei care suntem majoritatea aici suntem cu niște infracțiuni destul de, hai să spunem, pe lângă care toți cei de afară ar fi putut trăi liniștiți. Deci nu i-ar fi deranjat nici psihic, nici afectiv și sub nicio formă. Deci infracțiunile noastre a femeilor care au avut probleme în familie ne aparțin nouă și numai nouă. Deci absolut nimeni nu poate să știe ce a fost între două persoane în momentul respectiv sau înainte un timp oarecare care te duce la o oarecare, să zicem, întunecare. Dar problema se pune altfel, indiferent cât de mult mai există sau există vreodată vreo persoană care chiar ne compătimește, tot noi suntem vinovate. Pentru că am acceptat un compromis, din comoditate, din dragoste. Sau din, dar nimeni nu mi-a spus asta până acum. Să știți că fac de vreo 3 ani jumătate emisiuni. E probabil că celelalte femei au luat pe acel vai de mine, eu sunt, adică trebuie să fiu cea compătimită, cea, pentru că am luat 2 pumni, o bătaie și alte chestii. Măi, ai luat, ai și dat. Realitatea asta este. Dar realitatea e că principalele vinovate, în majoritatea cazurilor, tot noi suntem. Pentru că am acceptat compromisul de a iubi un bărbat și de a nu încerca să vedem că nu este unicul.
Mai sunt atâția alții lângă el care poate ne-ar da exact ceea ce noi dorim și noi nu vedem sau nu vrem să vedem. Și de ce încăpățânarea asta la o femeie? Din cauza educației. Avem o educație de secolul nu știu care, în care femeia trebuie să se supună bărbatului. Și până ce noi nu reușim să ne educăm proprii noștri copii în ideea că a te supune nu înseamnă a răbda absolut totul pe pământul ăsta. Dacă vezi că nici măcar deschidere spre o discuție nu poți să ai cu persoana respectivă sau vezi că repetat vrea să te înțeleagă și totuși te minte în continuare, trebuie să ai puterea aia să zici, da domnule, eu singură mă pot descurca, îl dau pe el afară sau îmi iau copiii și mă duc și îmi văd de drumul meu, că altfel rămân fără el, fără copii, fără societate, fără nimeni. Poftim! Izolată. Sunt un caz real. Deci, din cauza încăpățânării ăsteia de a arăta tuturor că eu totuși pot să am o familie, eu totuși pot să o duc, indiferent de necazurile pe care le am înăuntru ei, de a nu comunica cu cei din jur, de a nu le cere păreri, sau, mă rog, că nu e neapărat necesar părerea dumneavoastră sau altcuiva să o iau de bună, dar le pot selecta, nu? Într-un anumit timp. Poți învăța de la fiecare câte un pic. Deci, rușinea de a spune vecinei sau unui neam sau, uite, doamne, vezi că asta se întâmplă, mă bate sau mă înșală sau îmi fură banii sau se comportă rău cu copiii sau chestiile de genul ăsta duc la un moment dat la o perioadă în care ai căzut în proprii tăi ochi. Deci în momentul că ai luat o palmă, ți se pare exact ca atunci când părintele te-a prins că ai făcut un lucru pe care n-ar fi trebuit și ți-a dat una. Cum vorbeam noi înainte de emisiune, da, poți să ai șansa să te marginalizeze cei care chiar iubești, pe cei care iubești cel mai mult. Prima dată ei sunt cei care se îndepărtează, pentru că au rușinea de dus în spate. Deci pentru ei rușinea, de exemplu copiii mei, eu nu-i, n-am cum să-i, nu pot să mă supăr pe ei. Pentru că și eu poate m-aș fi supărat pe mama mea dacă ar fi făcut așa ceva, înțeleg? Sunt supărați copiii pe dumneavoastră? Bănuiesc eu, păi altfel atunci am comunicat într-un fel oarecare. A, nu vă vizitează, eu nu v-am întrebat. Nu vă vizitează. Este și distanța și nu am posibilități. Probabil băiatul nu înțelege că trebuie să-mi trimită bani să pot vorbi la telefon. Deci el nu știe sistemul penitenciar, cum se desfășoară. Cum este sistemul penitenciar? Spuneți-i dumneavoastră prin intermediul nostru. Este așa cum poate să fie la nivelul nostru de existență. Deci astea nu sunt probleme pe care trebuie să le discuți și să le dezbați. Nu, dar să știm noi, sau să știe toată lumea. Poate că sunt persoane care ar vrea să ajute și nu știu. Deci, din punctul meu de vedere, atât cât pot dânsii să ajute, se poate face. Însă aici trebuie să, cred eu, poate zic o prostie, să mă scuze domnișoara, poate zic o prostie, dar a ajuta înseamnă să dai la fiecare în mod egal, cu diferite nivele de educație, cu diferite deja idei formate aici. Dacă nu le-a avut afară, nu e nicio problemă, aici se formează 100% sigur și cu ele și pleacă și așa și rămâne. Deci nu se va mai schimba prea mult după aceea. Deci ajutor, dacă se poate veni din afară, ar trebui, cred că, la nivelul tonelor, ca să poată să mulțumească mofturile fiecarei femei. Deci și ele ar trebui să înțeleagă că există un maxim sau un minim care se poate face. Și mai mult de atât nu se poate face. Că nu te poate ține toată ziua bună ziua ca la cafenea, cu țigara și cu cafeaua lângă tine și să-ți mai aducă și alte belele ca să te simți tu bine, nu? Aș vrea să vorbim puțin de momentul așa cum mi-am dorit eu, dinaintea primei infracțiuni. Ce fel de om erați atunci? Ce fel de viață aveați atunci dumneavoastră? Exact înainte cu 5 ani de așa. Primul necaz, să spunem așa. Să zicem, prima bătaie de cap. Un om fericit, un om împlinit, un om mulțumit, un om care... Nu aveați aceiași ochi, acești ochi triști. Erați un om împlinit, poate da. Nu... Pentru mine era bine și se putea în timp face și mai bine. Deci așteptam timpul să le rezolve pe toate, încet și bătrânește, că degeaba te grăbești și dai cu capul de perete, că te aruncă înapoi. Încet și da, cu socoteală. Era un moment bun, spuneți dumneavoastră, da, în viața dumneavoastră. Deci pentru ceea ce a determinat un click și s-a schimbat totul? Clicul a fost revoluția.
Și mi s-a schimbat soțul ca atitudine. Deci a ajuns într-o societate în care libertatea a fost prea mare și el era un om foarte influențabil. Și vroia lucruri care, indiferent cât de modern suntem și cât de departe mergem cu gândurile, nu se cad încă în societatea noastră și cred că nici într-o altă societate, poate la triburile care or fi ele. Cu ce vă ocupați dumneavoastră atunci? Eu am fost pedagog atunci. Deci, dumneavoastră erați pedagog. Soțul? Da. Soțul era maestru instructor tot la aceeași școală. Deci meserii, învăța meserii. Învăța deci, meserii. Atelier. Așa. Era o școală generală? Era nu, o școală ajutătoare? Era liceu Electromureș. Așa. Erau la un liceu. Erați împreună la un liceu. Ce l-a schimbat atât de brusc după Revoluție? Anturajul. Libertatea. Felul de a gândi. Și faptul că a fost mutat într-o altă colectivitate cu idei mai moderne? Nu. Idei venite de la un pahar. Că nevasta trebuie bătută în fiecare zi și hrănită numai o dată pe săptămână. Cum să se schimbe chestii? Un om la o vârstă? Avea o vârstă? Avea, 30 de ani. Da. La 30 de ani? Da. Acum, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră, pentru că eu nu am știut nimic și dumneavoastră știți că eu nu știam despre dumneavoastră, în timp ce vorbesc cu dumneavoastră încep să descoper ceea ce v-a deranjat, ceea ce v-a supărat pe dumneavoastră. Eu mă întreb acum, oare nu cumva era altceva? Era faptul că dumneavoastră, soția lui, îl manipulați într-un fel. Îl țineați lângă dumneavoastră. În momentul în care el a plecat în alt colectiv, dumneavoastră l-ați văzut cu alți ochi, l-a simțit altfel decât era. Nu, absolut. Nu mă deranja absolut deloc. Deci nu era problema colectivului. Era problema atitudinii de acasă. Deci niciodată nu l-am ținut lângă mine ca pe așa. Nu-mi plăcea. Adică mie îmi place libertatea. Să nu vă supărați că eu vă întreb, dar eu sunt sinceră. Da. Deci mie îmi place libertatea de mișcare. Niciodată, nici pe copii și nici pe soț nu mi-a plăcut să-i lipesc lângă mine. Mă simt că mă sufoc. Deci îmi place să mă ocup de oameni, îmi place să le ofer tot ceea ce ei și-ar dori să aibă din partea mea, dar nu-mi place să mă sufoce. Deci nu mă deranja faptul că este, din contră, mi-a convenit că este la altă școală, pentru că nu mai eram așa sufocată de pasiunea lui și puteam respira mai în voie, dar era vorba de atitudini care au venit din senin fără nicio motivație în familie, referitor și la copii. Și e o poveste mult mai complicată și mai deci mai toată lungă. Această mișcare a lui a intrat brusc în viețile atât a copiilor cât și a dumneavoastră după Revoluție, spuneți. Și probabil faptul că eu nu am știut să mă comport, adică să iau atitudine față de asemenea situații, pentru că la mine era ceva nou. Corect. La mine în familie n-am văzut asemenea situații. Dați-mi un exemplu. Și, de exemplu, nu știam cum trebuie, nu puteam să deosebesc omul biat de omul treaz. Asta este un exemplu destul de bun, pentru că eu îl iau de bun și el de fapt e cu mintea dusă și încerc să-i explic niște chestii care oricum nu ajung la neuroni. Și atunci eu ce fac? Vorbesc de aiurea și mă enervez și zic, opa, gata, că uite, domnule, că nu găseam motivația. Ca să treacă un anumit timp și pe urmă să-mi deschidă ochii o colegă, că vezi că, uite, asta este probabil problema. Când el iese băut, da, atunci lasă-l în pace, nu încerca să-i mai explici. Da, că și așa n-ai cu cine discuta. Deci sunt niște chestii pe care eu nu le știam. Pentru că nu le-ați avut. Nu am avut în familie. N-ați avut parte de așa ceva. N-am avut parte de așa ceva și reacțiile respective pentru mine erau ciudate. În această perioadă în care el a început să consume băutură, ați încercat să mergeți în locurile respective, anturajele lui, să luați o atitudine, să vorbiți cu cineva din jurul lui cu care el se întâlnea destul de des, să vedeți de ce s-au apucat de băut, de ce consumau băuturile astea? Nu cumva avea și o altă iubită? Nu ați încercat să vedeți, să descoperiți? Nu, pentru că după aceea mi-am amintit de fapt care era problema. Noi ne cunoșteam de foarte multă vreme. Și, de fapt, eram copii când ne-am cunoscut și relația, prietenia a mers până la urmă s-a încheiat cu căsătorie. Dar a avut un prieten mult mai matur decât el și mi-a amintit odată că ai grijă, vezi, să nu-l lasă să bea, că este foarte rău. Și eu am luat, nici nu am luat în seamă, de fapt, problema respectivă și am considerat-o ca o
un lucru spus la mică gelozie. Da, da, corect. Sau cam așa ceva. Deci am, așa am luat și am uitat-o. Am trecut-o peste timp, am văzut că totul merge în bună regulă, nicio problemă, nicio situație. Deci timp de 10 ani de zile, sincer spun, m-am considerat o prințesă. O mică prințesă, dar eram prințesa mea și a familiei. Și după aceea, 5 ani de zile, a venit catastrofa. Niciodată n-am umblat după el, pentru că consideram peste, adică sub demnitatea să umblu eu după, să mă duc ca un om prost, ca un om de periferie, că un, nu, e ceva urât. Uh-huh. Și pe urmă să mai fi și luat în fața a N persoane necunoscute. Dar știați cu cine merge el la băut, să spunem așa? Cu colegii nu era nicio problemă. A fost o problemă atunci, imediat după Revoluție, elevii au scăzut ca număr și liceele au început să-și cam închidă porțile. Okay. Atunci, normal, și atelierele școală au avut o reducere de personal. Și ce s-au gândit ei? Hai să-i masăm pe toți într-un singur loc unde mai sunt elevii. Dar, după teoria noastră, ultimul venit e primul plecat, trebuia să plece și el. Majoritatea școlilor s-au grăbit să scape de ciurucuri. Deci de maestri cu probleme de comportament. Și atunci a ajuns și el printre ei. Mare filozofie nu este ca să te strici. La ora, mai ales că toate școlile, după mentalitatea tipic mic burgheză, trebuie să aibă lângă ele un macu roșu, floare albastră, Și la ora 10 mergem la cafeluță. Cafeluța este îmbunătățită ulterior. Cu ceva, cu ce? Nu contează, nu are importanță. Important e că după aceea, asta o dată, de două ori, de trei ori, îți intră în obicei și pe urmă vrei mai mult și mai mult și mai mult și... Și nu s-a mai putut opri. Și Dumnezeu, cred că numai el singur ar putea să spună exact când a început și... Și de ce a început. Și de ce și pentru care motiv, pentru că eu problema asta n-am reușit să o mai discut normal niciodată. Niciodată. Dar cu el, câtă suferință ați avut dumneavoastră, pentru că la dumneavoastră este foarte clar că era suferință, pentru că ați fost, așa cum spuneți, o prințesă și brusc, ce ați devenit? Servitoarea, mica servitoare. Servitoare. Nici măcar atât. Deci, așa vă considera. Dar nu mă mai considera nici cum. Avea deja, era format deja viața, abia aștepta să plece și venea când tăia capul ca să facă circ. Și nu era. Deci pe mine schimbarea asta de comportament al lui. O fluctuație de gândire. Când era așa de bun încât ziceam, vai de mine, s-a schimbat și a dat seama că a greșit. Nu treceau două, trei zile și venea din nou prăpastia. Schimbările astea nu-mi făceau mie bine deloc și nu știam cum să iau. Nu aveam nici pe cine să întreb, părinții mei fiind morți, nu mai aveam neamuri, nu aveam pe nimeni. Cu cei doi copii vă consultați în această perioadă nu sau îi vedeați prea mici? Erau prea mici. Așteptam să crească, să le pot explica anumite lucruri și atunci... Ei ce simțeau în perioada asta, copiii? Nu erau prea naivi. Adică eu i-am crescut așa într-o lume în care nu există răutate, în care nu există perversitate, nu există... Aici cred că am greșit. Și pentru că acum ei sunt șocați ei. Nu, acum realizez. Atunci șocați deja. Deci acum 15 ani șocul s-a produs și a rămas... Acum, ei sunt foarte bine, dar bine. În același timp erau și bine așezați pe picioare, deci știau ce vor de la viață. Doar că lucrurile astea de cuplu nu erau încă puse pe tavă. Nu aveam efectiv încă atunci cu cine să discut. Pentru că fetița deja era în perioada când avea și ea prima întâlnire. Nu se punea problema să-i stric capul cu problemele mele și ale soțului. Așa, da, cum deci se spune. Acolo nu se mai pune problema. Așteptam să se maturizeze și în timp, având și ea un prieten care tot așa ar fi scârțit pe aici pe acolo, să-i fac niște asocieri de idei între căsnicia mea și eventual a ei relație. Deci cam așa gândeam eu pe vremea aceea, după ce am gândit singur aici. Rămân în perioada respectivă în care dumneavoastră vreți să fiți cât de cât o soție, dar o mamă perfectă. Da, o ambiție cam aiurea, dar... O ambiție cam aiurea, dar vă doreați foarte mult ca cei doi copii să nu simtă nicio durere a mamei și nicio problemă pe care mama o simte în acele momente. Da. Și vreau în același timp ca la timpul potrivit să le pot explica lucrurile în așa fel încât atât băiatul cât și fata să fie...
pregătiți vis-a-vis de aceste probleme. Deci să nu le ia ad literam ca pe o jignire sau ca pe o forță supranaturală, ci ca un lucru absolut normal care trebuie discutat, trebuie analizat și pe urmă rezolvat. Copiii atunci când s-a întâmplat prima nenorocire, câți ani aveau? 15-13. Fetița 15, băiatul 13. Fetița este mai mare. Da. S-a dus cu un patron, le-a creat un loc de muncă și a lăsat învățământul pentru că a zis că banii de acolo, cu aia, ea nu poate să-și facă o viață așa cum ea își dorește. I-am dat dreptate. De fapt, după o anumită vârstă, cred că e corect să-ți hotărăști singur pasul și în felul ăsta nu poți să dai vina pe nimeni că tu mi-ai zis. Da, corect. Da, o simțiți că i-ar fi bine acolo unde și-a ales ea? Eu cred că da. Pentru că dacă nu i-ar fi fost bine, n-ar fi rămas. Este un om care știe ce vrea de la viață. Deci pe undeva îmi seamănă și mie. Numai la mine partea proastă este că sentimentul a fost înaintea creierului. Că dacă aveam capacitatea respectivă de a zice nu când trebuie, 100% n-aș fi ajuns în situația în care sunt acum. Deci aveți o fetiță căsătorită, da. La rândul ei are deja un copil. Ce are, fetiță sau tot băiat? Tot fetiță. Tot fetiță. Deci sunteți și bunică. Da. Pe cea mică să ne spuneți numele cel mic. Îmi pare foarte rău, dar nu mai țin minte. Am avut așa un șoc acum de la a doua arestare, încât am uitat o grămadă de lucruri. Vorbiți serios? Da, foarte serios vorbesc. Haideți să vorbim despre băiat. Deci, fetița, sunteți într-un fel sau altul liniștită pentru că este la locul ei, are socrii... Are numai socru. Da? Are numai socru. Soră din partea soțului și... Mm-hmm. Mă rog, ea e bine. Este bine. E bine, e bine. Amândoi, de fapt, sunt bine. Deci, noastră pentru problema. Fată, în suflet sunteți liniștită, da. Primul rând e fată. Liniștită pentru amândoi. Și băiatul, acum vorbiți-ne și de băiat. El? Da. El este ofițer la pompieri la noi în oraș, în da? Mureș. Da? Câți ani are? 28. Mulți înainte și lui. Mulțumesc. Deci nu este o problemă. E foarte bine. Înseamnă că ați avut doi copii, aveți doi copii ambițioși. Da, care... sunt niște copii care atât cât au dorit ei și-au realizat și probabil că și de acum înainte o să lupte pentru ceea ce doresc. Așa am fost noi obișnuiți. Deci ei și cât timp am fost în penitenciar la prima pedeapsă și au continuat școala. Fetița a terminat liceul pedagogic și a terminat cu 9,98, deci mi se pare o medie destul de frumoasă, ținând cont de situație, deci rămas singuri. Iar băiatul și-a terminat mai departe liceul de mecanic auto, dar meseria respectivă necesită, din punctul meu de vedere, nu numai școală, ci și talent. Și dacă nu îți place să stai toată ziua mânjit până în vârful nasului și să te uiți la mașina aia ca la o femeie super dotată, n-ai ce căuta în meserie. Deci nu reziști. Nu reziști. Dar cei doi copii ai dumneavoastră, la prima infracțiune, au rămas singuri sau au rămas cu cineva apropiat? Au avut un tutore. Un tutore? Da. Din partea mea. A avut grijă, a fost... 2 ani de zile până ce fetița a împlinit 18 ani și și-a luat fratele în oblăduire. Am înțeles. Și a fost bine, deci nu ați avut probleme. După ce v-ați întors acasă, am înțeles că a stat foarte puțin în... Ați avut o infracțiune, o pedeapsă de cât? De 6 ani. 6 ani și a stat? Acasă? Nu, în penitenciar. Cât a stat? 3 ani și 8 luni. 3 ani și 8 luni. Da. În această perioadă bănuiesc că nu v-au căutat, că nu prea aveau cum. Da, cum să nu mi-au scris? Fiecare lună, atunci era scrisoarea numai o dată pe lună și pachet o dată pe lună. Deci aici îmi trimiteau în fiecare lună pachet și scrisoare și cât am stat acasă, acolo veneau săptămânal, că mă cunoșteau oamenii și alte situații. Deci nu era problemă. Problema s-a făcut acum, pentru că este și firesc. Deci după atâția ani de zile să cazi în aceeași... Toată lumea zicea, dar de ce nu i-ai rupt o mână? De ce nu l-ai aruncat? Haideți să vorbim despre prima infracțiune. Cum s-a întâmplat? A fost o ceartă. O ceartă la grămadă. Deci la grămadă. La grămadă înseamnă că erau și copiii? Da. Așa, și e prea complicat ca să spun eu motivul pentru care s-a început cearta, de fapt nici nu vreau să... Cum doriți dumneavoastră? Spun aceste lucruri, le pot spune în particular, dar nu vreau așa. În sfârșit,
m-a lovit, ca de obicei, m-a provocat și eu din bucătărie am stat liniștită o perioadă. Pe urmă, dintr-o dată mi-a venit așa un zita, până când omul ăsta în mine? Și în mine, dă, și în copii și așa mai departe și m-am dus să mă cert. Adică să continui cearta, că na. Dar am plecat cu cuțitul în mână. Și l-a încercat să mă lovească cu scaunul în cap și m-am tras și a alunecat pe persan. Având pantofi cu talpă de talpă, s-a dus și a intrat cu pieptul în cuțit, în vârful cuțitului. Și a avut un centimetru pe un centimetru aorta principală. Și gata. Și asta a fost. Și asta a fost tot. Și am chemat încă, s-a dus în baie, a căzut, eu nu m-am dus după el. Fetița mi-a zis că s-ar putea să crede că l-am omorât. Zic, m-am dus și eu, gata, asta e. Chemăm salvarea, chemăm poliția și am terminat discuția. Era suferința unei femei de ani de zile, pentru că nu mai era vorba de luni, înțeleg. Erau deja, deja câțiva erau ani acumulați. Da. Dar acum înțeleg că nu numai cu dumneavoastră avea ceva, și cu cei doi copii. Deci la fel îi maltrata psihic. Psihic, într-adevăr, psihic foarte, foarte mult. Și partea fizică era la mine. Și asta încercam eu să remediez, dar nu. Se pare că și așa și este, n-am reușit. Mai rău i-am distrus eu psihic, lăsându-i singur dintr-o dată și fără mamă și fără tată. Deci a fost o... Din tot ceea ce am vrut eu să realizez, s-a ales praful într-o singură secundă. Și pe urmă, ca să readuci înapoi ceea ce ai vrut să faci după ce un lucru s-a rupt, numai petecit se cheamă. Și întoarsă înapoi, din infracțiune, cel puțin au fost niște ani, ca la alte femei, 10 ani sau 11 ani sau 8 sau 7 și așa mai departe. Și aceea se simt. Ele nu știu și chiar dacă le povestesc, consideră că vorbesc din răutate, dar nu vorbesc din răutate, vorbesc din experiență. Atât de apropiați cât am fost și acei 3 ani și 8 luni exact în perioada aceea de formare mai mult psihologică, i-a schimbat extraordinar de mult. Atât de mult încât eu n-am mai reușit să le apuc urma. Deci au pornit pe un drum al lor, pe un făgaș al lor, în care eu deja aveam rolul de privitor. Nu mai puteați interveni deloc. Nu mai puteam să intervin. Numai foarte, foarte subtil și discret în timp, ca să până la urmă ajungeau la aceeași idee, dar trebuia făcut cu foarte mare grijă ideea și să... Ați observat că doar credibilitatea dumneavoastră sau indiferent... Indiferent despre ce era problema, deja era o problemă care se punea în... În discuție. De semne de întrebare. De ce trebuie să facem ca mama? Sau de ce mama trebuie să gândim așa? Sau efectiv ei se considerau deja stăpâni pe propriile lor picioare și nu mai considerau că au nevoie? Vă judecau probabil doar prin acel segment. Ea l-a omorât pe tatăl nostru. Nu. Problema asta nu i-a interesat absolut deloc. Deja relațiile între copii și tată erau atât de rele, încât efectiv problema asta nu s-a pus. Și se pune eventual la un moment dat, la o anumită vârstă, discutând cu N persoane la o masă sau cine știe unde, unde fiecare povestește despre mamă, despre tată și la un moment dat tu te trezești că într-o societate care se pretinde, tu trebuie să taci din gură pentru că tatăl tău a fost omorât de mama care este în pușcărie la ora actuală pentru încă un omor și atunci normal că te apucă histeria. Eu chiar că îi consider corecți din punctul ăsta de vedere. Deci este normal să se supere, da? Și în momentul respectiv nu se punea problema în cauză, pentru că nici nu se punea problema unui alt omor. Sau că eu aș mai putea să ajung într-o situație ca atare. Momentul respectiv de ceartă, la grămadă, așa cum a spus-o dumneavoastră, se aplanează totul, probabil că el a avut ultimul cuvânt, dumneavoastră mergeți înapoi în bucătărie, spuneți. Nu m-am dus în bucătărie. Cred că m-am pus pe pat și eu... felul meu de a mă așeza, turcește, mă liniștește. Și am stat așa. Până ce au venit domnii. Care domn?
poliția și restul. Mm-hmm. Nu. Mă gândeam înainte să se întâmple infracțiunea, înainte să se întâmple. Da. Deci era cearta respectivă, s-a oprit cearta, dumneavoastră a spus că ați plecat în bucătărie și de acolo v-ați întors cu acel cuțit. Da, pentru că m-am jurat. Dar n-am plecat cu cuțitul în ideea de a lovi, am plecat că era la mine în mână. Că eu, dacă sunt foarte nervoasă, trebuie să fac ceva cu mâinile. Deci asta este esențial pentru mine, indiferent ce. Și ați plecat la bucătărie să să spălați, să faceți ceva. Orice ceva. Și nu era nimic, nu era nimic de făcut, că erau toate făcute. Și mutam din stânga în dreapta farfuriile alea ce erau acolo. Și ăla mi-a rămas mie în mână atunci, pe momentul respectiv, și cu el m-am dus ca să-l trag la răspundere că în jurături nu mai suport, gata, ajunge. Acum mă gândesc, dumneavoastră erați cea maltratată, poate nu zilnic, dar la 3 zile. Se întâmplă acel incident, încep să fac o reconstituire, încerc cel puțin. Se întâmplă ca același lucru, el să vină nervos, să-și înjure copiii, să le spună că nu au făcut asta sau nu sunt în stare, pe dumneavoastră să vă mai și împingă, să vă lovească. Plecați la bucătărie și încercați să aplanați totul. Încercați să vă liniștiți, așa cum spuneți, și încercați să mutați, să spălați ceva. Nu e nimic de făcut, ca să vezi soarta. N-a fost nimic de făcut și ați auzit acea înjurătură care a... Dumneavoastră ați clacat, n-ați mai suportat să auziți încă o dată. Aia a fost picătura, probabil. Picătura care, eu știu, dacă nu o auzeați atunci... Nu era nicio problemă. Da, aia m-a enervat cel mai tare, ultima. De ce? Acum, dacă am ajuns până aici, e neapărat să ne bălăcărim și verbal, ajunge. Ajunge cât mă lovești. Așa... în ce-mi faci. Da, problema nu era în mod neapărat necesar faptul că te lovește. Aici n-am auzit încă pe absolut niciuna dintre femei să spună, da, probabil că n-au avut. Deci nu este lovitura aceea brutală, lovitura animalică. Este o lovitură foarte fină, care începe psihologic. Prima dată îți spune niște cuvinte, niște vorbe care te jignesc. Deci care mai nu, mult decât mai ar mult, fi o palmă. Mai mult decât ar fi o palmă. Și atunci ce înțelege femeia în momentul acela? În momentul acela înțelege că e un fel de spălătoare de vase. Că o înjosește, că o discreditează. Și partea proastă e că femeia nu este în stare în momentul acela când este înjosită să ridice capul și totul să meargă înainte să spună, măi, ăsta vorbește în două din are niciun rost să le iau în seamă. Nu, te faci tu vinovată că probabil nu te-ai comportat suficient de adecvat ca să înțeleagă că de fapt nu ești așa. Deci nu e ușor să ți se spună că ești târfă când știi că nu ești. De fapt, lucrurile astea nu s-au întâmplat. Nu e ușor să fii făcut în toate felurile când știi că nu e adevărat, numai și știind că tu ești, de fapt ești provocat. Deci ești conștient că ești provocat. Ca să te vadă plângând, să te vadă umilită, să te vadă așa. Deci nu, atunci... Ce avea el în cap? De ce își dorea asta de la mama copiilor? Era vorba aici de avere, era vorba de alte chestii. Deci casa era a mea și el vrea să o trec și pe numele lui. Deci acolo se ajunsese după Revoluție. Bărbații din jurul lui râdeau de el că este măritat și nu însurat. Că purta și numele și eu pe a lui. Așa am convenit înainte cu 10 ani. Pentru care... că v-a iubit și a fost de acord cu ce ați dorit dumneavoastră. Deci care e problema? Niciuna. Și ce aveau alții acum să se bage în probleme? Deci, asta a fost problema. Am nu, înțeles acum. Și de acolo o grămadă de alte pretenții, unele mai strălucite decât altele, pe care eu, bineînțeles, nu le-am îndeplinit, pentru că nu consideram necesar. Ce contează pe a cui nume vine, de exemplu, o factură de curent? Pe a dumneavoastră sau pe a mea din moment ce e plătită? Corect. Nu contează. Dar de ce să trec pe numele dumneavoastră, să spunem factura mea, ca să dau statului o sumă oarecare pe care pot să o folosesc? De la ce? Pentru un nume? Și chestiile astea, bătându-se cap în cap, fost alții mult mai puternic psihic decât el și l-au adus într-o stare în care, să-l josească pe el. Și atunci el mă josea pe mine. Exact. Și după aceea asta mergea într-un tăvăluc
vrei, nu vrei, degeaba încercam să explic că nu este corect, pentru că două, trei zile era foarte bine și a patra zi tăvălugul venea tot peste mine. Deci îl împing și iară vine, dar vine încă și cu mai. Ustrat. Și încă mustrat și tot așa se adună că până la urmă nu mai reușești să ajungi la un numitor comun, indiferent cum te străduiești și cum gândești. La mormântare, dumneavoastră ați mai apucat să fiți acolo? Eu nu am fost, că el era din Sâmbreasca, din Teleorman. Deci, da, erați deja luat... închis atunci, da, nu? Da, era... da. Copiii au fost? Au fost copiii, da. Și nu este o problemă. Părinții lui au spus că să nu-i mai prindă acolo, că îi omoară. Pe copiii lui? Da, da. Probabil că cei doi copii au spus că el este vinovat a tot ce s-a întâmplat. Dar eu am fost înainte la dânsii. Deci înainte să se întâmple nenorocirea aceasta, cu două săptămâni, am fost la dânsii acasă. Deci am venit încoace și el le-am explicat că eu vreau să divorțez. Deci eu plecasem deja pe drumul divorțului. Nu mai, am zis nu că, mai suportați. Nu, am zis că decât așa, mai bine fiecare cu drumul lui. Așa și am spus și lui și am venit și aici. Le-am spus părinților lui, uitați care este situația. Până acum, dacă totul a fost bine și a mers, de acum nu se mai poate. Nu știu ce se întâmplă cu el, ce este cu el, dar eu așa nu-l mai vreau. Și decât să-mi bag și copiii în cine știe ce necazuri și ce discuții ne la locul lor, mai bine... ne despărțim. A făcut un scandal cu mine și m-au bălăcărit, numai cât că deci, am luat bătaie. Părinții lui? Da. Numai de ce? Ce vă reproșau ei? Nimic. Ei pur și simplu considerau că nu sunt întreagă la minte. Că ei au un băiat cu minte. Da, și... da, probabil da. Că și ei îl știau pe fiul lor, cel de atunci, cel pe care l-ați cunoscut și dumneavoastră. Probabil, la început. Probabil. Dar oricum, ca părinte, ar trebui să mă asculte și pe corect, mine. Eu așa consider. Și, faptul și că... după mormântare, de ce să le spună copiilor că nu mai au ce pentru căuta? Pentru că așa sunt ei. Așa le este felul. Aici nu ai ce... Nu mai este ce repara. Mai ales că natul meu era un om foarte războinic, foarte revoluționar și el punea piciorul în prag întotdeauna. Deci ce zicea el? Era sfânt. Ei, dacă el și-a zis punctul de vedere, atunci nu mai încăpea acolo o toleranță. E bine așa. Dar e foarte bine așa. Că cel puțin există liniștea aceea și a copiilor să vadă, într-adevăr, de unde pornește vina. Pentru că dacă părinții sunt atât de încăpățânați și neamurile sunt atât încât să se supere pe niște oameni, suflete, hai să le spunem da, așa, corect. Mai, așa și mai este. Nevinovate, atunci... cum putea să fie un copil crescut de asemenea familie. Exact la fel. Numai că eu nu mi-am dat seama. Eu mi-asum și aici propria mea vină. Deci n-am deschis ochii la momentul respectiv. L-ați iubit foarte mult. Da, am fost. Și că se zice că dragostea e o arpă, se poate că e și o arpă, dar... Cum l-ați cunoscut? La vole. La volei? Da. Jucați volei unde? În curtea școlii? În spatele... în fața blocului. În fața blocului. Da. Așa l-ați cunoscut. Da. Cam ce vârstă aveați atunci? 14. 14 ani. Și el? 16. Deci 2 ani diferență. Da. Era o căsătorie aproape perfectă. Aproape. Se spune fost... că bărbatul trebuie să aibă 2 ani mai mult decât femeia, că atunci căsătoria e perfectă. A și fost, da. A și fost cam 10 ani. Da. Deci... când v-a cerut în căsătorie? Cum s-a întâmplat? Pe mare lucru nu s-a întâmplat atunci, pentru că el m-a cerut la 16 ani. La 16 ani? Da, și am zis că am impresia că ar trebui să mai facem ceva între timp. Să terminăm școlile, ambițiile și după aceea le rezolvăm pe toate. Sigur că da. Cum să nu, mă micuță? Și așa a rămas. Și ne-am căsătorit exact la 22, eu, el 24. 22 și 24, da. Dar de la 14 ani... Am fost prieteni. Prieteni. Ați mai cunoscut și alt băiat... Da. Până la căsătorie? Aveam posibilitate, că el stătea în Hunedoara, eu la Târgu Mureș, deci numai în vacanțe ne întâlneam. Vă întâlneați. Dar a rămas acea dragoste a rămas și în fața blocului, cum se spune. Se știa comporta într-un fel anume care îmi dădea mie siguranță. La început ce făcea? Era, nu știu, la început îmi era ca un frate. Deci nu, era foarte grijuliu. Niciodată nu m-a bruscat ca alți băieți că asta e situația. Când te vede, hai pe tine, gata. Mm-hmm. Nu, a lăsat lucrurile să decurgă normal, să vadă intenții venind de la mine și nu din partea lui neapărat. Și așa, finețea aceasta de înțelegere, că într-adevăr nu mi-ar fi plăcut să
Să aveți o persoană să, care... Să sară imediat pe mine, că nu mi-ar fi... Nu eram pregătită pentru așa ceva. Și mi-a plăcut răbdarea aceea, răbdarea lui și faptul că era foarte atent întotdeauna de sărbători. Nu uita niciodată pe nimeni, nici pe mine, nici pe familia mea. Mai puțin pe lui, nu știu cum proceda, dar nu se prea. Dar de ce venea el acolo la dumneavoastră dacă iese din... Pentru mine. Deci eu eram, am fost la cineva în vizită la Unedoara și așa ne-am cunoscut și mergeam în fiecare vacanță acolo. Am înțeles. Și pentru dumneavoastră venea. Deci a fost o adevărată dragoste, cum se spune. Da, eu așa am zis. Așa a simțit și de la el, la început. Da. La fel a simțit. În afară de faptul, pe ulterior m-am gândit la treburile astea, dacă nu ar fi fost un foarte bun actor, atunci. Credeți că a fost un actor? Uneori mă gândesc că da. Oricum activa la un mic teatru de genul celor de profesioniști, bineînțeles. Mm-hmm. Și îi plăcea. Îi plăcea foarte mult să manipuleze oamenii cu diferite... El era un tip cu bani? Nu. Eu eram cea cu bani, din păcate. Și aici credeți că ar juca teatru? Da, pentru că și știa, eram și singură, știa, bineînțeles, că sunt singură la părinți și... Și că aveți... Și nu am absolut pe nimeni altcineva, nici neamuri, nici numai chiar părinții bătrâni, care, într-adevăr, la 24 de ani nu mai aveam niciunul din ei. Deci mă gândesc că asta ar fi fost mai mult, dar eu n-am realizat foarte târziu când a început să aibă pretenții la casă, pretenții la... Deci, după cât timp a avut pretenții la casă? Deci după 10 ani. Da. Deci la același timp cu Revoluția. Da. Vine Revoluția și el s-a schimbat, da. Acum înțeleg, da, complet. Avea mai multă putere, mai multă obrăznicie, ca să zic așa. Deci nu mai era omul care putea să se mulțumească cu acel puțin care îți oferă căsnicia. Îi trebuia mult mai mult. Ca să ai mult mai mult, ai nevoie de o bază materială. Baza materială eram eu. Deci dacă nu vroiam să dau de bunăvoie, atunci puteam să dau cu forța. Asta gândea el. Dar mă gândesc eu la discuția asta, dacă și eu o aveam, nu era dusă până la capăt niciodată. Deci nu se finaliza. Dar eu, astând și analizând atâta timp că așa, cred că până la urmă asta a fost... Asta a fost ideea. Că la noi nu era restricție, deci banii erau toți împreună. Se lua de acolo fiecare, și eu și copiii. De fapt, copiii aveam o altă înțelegere, ei aveau mici atribuții casnice săptămânale și sâmbătă erau renumerați conform a ce au făcut și ce nu. Și își împărțeau... Aveați o grijă deosebită de copiii dumneavoastră. Și vedeți, simțiți că le-a prins bine. Le-a prins într-adevăr bine, da. Simțiți că primiți din acel mult pe care l-ați dat, măcar jumătate? Niciodată nu poți să ai pretenția asta. De dorit dorești ca să ai cel puțin jumătate din ce ai dat. Mm-hmm. Dar pretenția nu poți să o ai, pentru că viața merge înainte și ei la rândul lor au alte preocupări, își îndreaptă ochii și sufletul spre alte persoane, este firesc, este normal și tu rămâi undeva într-un colțișor. Da. Și te obișnuiești și cu așa ceva, cam greu, da? Te obișnuiești. Ce ar simți o mamă acum care s-a chinuit atât să nu fie copiii loviți, să nu se știe cât de grea e viața, ce se întâmplă în jurul lor? Ce ar dori o mamă? Acum? Acum. Sinceră să fiu, le-aș dori să le meargă și mai departe la fel de bine. Nu, dar ce ar dori mama? Ce ar dori ea? Asta doresc. Și să nu simtă niciodată ce simt eu acum. Să aibă atâta minte, să se poată feri de impulsuri, de, știu eu, astea de fapt, de violența interioară pe care o ai, de furia pe care o ai, ți-o coci singură acolo și tu singură ți-o provoci la un moment dat. O coci și la un moment dat arde, explodează și uite ce iese. Ce trebuie să facă o mamă să nu-i se întâmple asta? Pur și simplu trebuie să discute, să vorbească și cu alte persoane, să vorbească cu un medic, să vorbească cu un psiholog,
să se vorbească la noi, problema este că lipsa de comunicare este extraordinar de mare. Rușinea. Și rușinea de a merge la un psiholog. Rușinea de a spune vis-a-vis de altă persoană, uite, pe mine, să zicem, domnul Mihnea, așa, nu contează că... Așa se numește, da? Așa, domnul Mihnea m-a lovit și mie nu mi-a convenit gestul dânsului pentru că și domnul Mihnea, pe de altă parte, să-și ia și dânsul punctul de vedere și să spună, păi, de-aia am făcut pentru că, deci unde este problema? Aici este problema. O rezolvăm. Deci să nu ne fie rușine să spunem celorlalte persoane ce ne deranjează la ele. Indiferent cât de mult le iubim și ținem, trebuie să comunicăm. Altfel se strânge, altfel așa cum a spus. Se strânge, da, și se face ca un buboi mare care pe urmă sparge și împrăștie de jur împrejur numai putoare și mizerie. Și alea suntem noi și noi târâm după noi restul familiei, care nu pentru că nu în, acolo, înăuntru, nu au. Au. Dar ca să stea în fața societății, trebuie să arete acele societăți bolnave și ea că ți-o întorci spatele. Un timp. Că pe urmă își revin. Dar timpul ăla trebuie să treacă. Deci, cam dar așa gândesc eu. Ce ar mai dori această mamă din fața mea? De la cei doi copii ai ei pe care i-a crescut cu atâta dragoste? Ei, să mă aștepte sănătoși că eu mă întorc și să ferească Dumnezeu să nu fie casa aia exact cum am lăsat-o eu, adică curată, ordonată. Sunteți obsedată după curățenie, nu? Da, și cu multe flori. Iubiți florile. Da, și că eu mă întorc. Sper. Dacă vă iau rază. Nu, trebuie să gândiți așa și nu aveți pentru ce, aveți pentru ce deci, să vă întoarceți. Oricum aveți pentru ce să vă întoarceți. Eu atât aș dori chiar, sincer, să-și vadă de treburile lor din când în când, dacă vor să se mai gândească, dar eu știu că se gândesc la mine tot timpul, eu știu. Știți, pentru că, îi simțiți. Nu se poate altfel. Deci așa cum eu mă gândesc la ei, tot așa și ei se gândesc la mine. Chiar dacă... Îi doare poate îi doare și acel moment în societate când da, se vorbește da. Despre și părinții știu fiecăruia. Că la momentul respectiv m-ar fi strâns de gât sau mai știu eu ce alte chestii de genul ăsta, normal firești. Așa este. Că probabil și eu așa aș fi avut, numai că dacă ar fi fost ei în situația mea, eu aș fi avut o reacție mult mai rapidă de apropiere. A lor este mai lentă. Au preocupările lor. Acum să fim sinceri. Dacă eu am greșit, bun, am greșit. Îmi suport consecințele ca atare. Nu sunt o loagă, nu sunt mută, nu sunt oarbă, nu sunt surdă. Ce nevoie am să le distrug lor viața personală ca să-mi stea mie toată ziua în cârcă? Nu. Să-și vadă de drumul lor, să-și vadă de familiile lor și din când în când, dacă o să aibă plăcere... Eu sunt convinsă că o să vă și dacă viziteze. Nu, și așa este bine. Că mai scriu eu când o să mai primesc de la reeducare câte un plic și eu o să scriu în funcție de temperamentul pe care l-am la ora respectivă, ori foarte frumos, ori foarte urât. Și după aia rup scrisoarea. Faceți de multe ori așa, nu? Da, pentru că niciodată nu mi se pare... Tot ceea ce ați vrea să transmiteți nu, în acel nu, plic? Nu, știu ce vreau să transmit, dar ceea ce transmit nu mi se pare că este corect. Pentru că în situația în care sunt eu, nu merge să-ți plângi de milă, nu merge să-i acuzi nici pe ei și nu merge nici să-și ceri scuze față de copii. Pentru că ei n-au trăit momentele respective și oricum nu le pot pune în balanță. Deci se exclude efectiv de a cer și din partea lor ceva, pentru că oricum nu te înțeleg. Deci aici nu există cale de a te uni. Deci nu cerșești de la ei nimic. Nimic. Nu poți să le transmiți ceea ce simți, pentru că oricum nu înțeleg situația exact. Pentru că n-au trăit ce ați trăit. Și dacă dar știți ce vreau să-mi spuneți acum, vă rog frumos? Momentul în care dumneavoastră vă întoarceți de la pușcărie după 3 ani și 8 luni, pe cine ați văzut prima dată după 3 ani și 8 luni acasă? Tinele meu care a sărit prin geamul de la ușă și mi s-au facă lumina, da, ca să nu-l trezesc. Și am stat în curte pe bancă, uitându-mă la alea ce mai erau pe acolo. Așa? Și pe la 6:30 a auzit ea voci în curte și s-a speriat. Adică eu vorbeam cu bobița mea.
Cu cățelușa. Da. Și ea a venit și a rămas surprinsă. De ce n-ai spus că vizit? Nici eu n-am știut că mi s-a făcut o surpriză. Primisem niște zile de care eu nu știam, pentru o activitate nu știu care. Și am ajuns cu 5 zile mai repede, deci n-am avut de unde să știu. Deci, cu 5 zile mai repede, da. Pentru comportament, pentru nu știu, absolut nici tot. Nu am întrebat. Important era că le spun la revedere. Și chiar așa a fost, la revedere. Mai bine spuneam adio. Dar momentul când v-a văzut fiica dumneavoastră, a zis de ce nu mi-ai spus că vii, dar ce a simțit dumneavoastră? Ce reacție a avut copilul dumneavoastră? Nu se poate explica. A avut o reținere? Ce? Nu, ce? Nu. Nici vorbă. Deci nu se poate explica. E ceva ca atunci când îți vine un câștig la loto din surpriză. În surpriză. Atât de fericit a fost? Da, da. Sau doar din partea dumneavoastră era? Nu, că eu la momentul respectiv deja eram un om foarte bine pus la punct cu sentimentele și cu ceea ce se întâmplă în jurul meu. Învățasem. Avem de unde învăța tot felul de atitudini false și reale. Nu, deci dați-mi un exemplu. Eu nu am trăit aici și nu înțeleg ce puteți să... Deci în momentul în care persoana de lângă tine, nu contează, se poartă cel mai frumos și cel mai amabil, poți să te aștepți la un cuțit pe la spate. Asta trebuie învățat. Deci asta trebuie să o vezi. Da. Când indiferent este, unde, indiferent trebuie unde, să știi... Trebuie să știi că ceva urmează. Deci fii atent că ceva se întâmplă. Deci, întotdeauna când persoana din jurul tău este foarte amabilă și se comportă numai cu steluțe, trebuie să fii foarte atent în jurul tău. Atunci îți vine necazul. Adică noi cu... Nu-i întotdeauna necesar că din partea... Deci atunci îți vine cuțitul de la, în spate. Și dacă ești atent, poți să fii atent și de unde vine și câteodată le viți, câteodată le iei în plin. Asta e. Și de la fiică nu a simțit acest teatru? Nu. Deci nici nu avea niciun rost. Noi în familie nu prea avem obiceiul să jucăm asemenea piese. În această perioadă de 3 ani și 8 luni, fiica v-a vizitat în penitenciar? Sigur că da, acasă. Aici, distanța fiind prea mare, am ajuns la concluzia că nu, banii... Nu, vreau să-mi spuneți doar dacă o dată v-a vizitat în pușcărie, nu contează unde. Da, sigur că da. Prima reacție a fiicei noastre, vă mai amintiți? Da, cum să nu? Mamă, ți-am luat eu balonul ăsta, poți să-l port și pantofii cu toc. Așa v-a spus? Da. Era un copil. Avea 16 ani și... Da. Nu a venit supărată pe mama ei? Nu, m-a întrebat ce să mai mi-aducă, ce să... Deci ea știa în mare, era matură ca gândire și știa ce s-a întâmplat și... Nu era supărată. Nu, dar a fost supărată. Vreau să mă întorc în momentul în care dumneavoastră veniți cu cuțitul spre el, el alunecă și i-a intrat cuțitul și a picat. Pică? Nu pică. Nu? Ce face? Pleacă în baie. În baie. Eu consider că în momentul când s-a întors deja era un om mort. Numai că creierul l-a mai dus până acolo în baie pentru că a simțit că e rău și să vadă ce se întâmplă. Pentru că altceva a avut hemoragie internă. Deci nici eu, nici el n-a putut să-și dea seama de fapt ce s-a întâmplat. Dumneavoastră în momentul ăla a simțit ceva? Eu nu. Liniște. El va reproșa ceva? Nu. După acea tăietură? Nu. Nimic? Nimic. Copiii? Nu. Deci s-a făcut liniște în casă. Liniște, da. Dintr-o nebunie, dintr-o ceartă, da, din zgomotele pe care... O liniște, exact ca și cum te-ai aflat sub apă. Mai auzi nimic.